revin pe această cale cu rugămintea și în sprijinerea demersului pe care pe care le-am făcut către Guvern în punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren, canale, gărle și tot, toate zonele care necesită decolmatări pentru ca primăria să poată să acceseze proiecte unde finanțări sunt foarte multe și atracția, atracția proiectelor este foarte mică, pentru asigurarea debitului de apă necesare pentru alimentarea lacurilor din zonă, cât și a lacului Razem. Dacă ne ducem pe canalele care alimentează lacul Razem, Dunavățu, Lipoveniu, Dranovu, o să constatăm că în anumite zone apare 60 de centimetri și în perioada de vară are 1,20 m. Luați în calcul faptul că se circulă cu tot felul de abarcațiuni, unele sunt pentru agrement, altele sunt pentru construcții, altele pentru investiții, altele pentru cercetări, vă dați seama că pescajul acestora este mare. În felul acesta, fauna, cât și peștele și păsările au de suferit datorită faptului că apele sunt foarte mici și atunci trebuie să migreze atât păsările, cât și peștele, în alte, în alte zone. Dacă se ia și se verifică, cantitatea de pește la, la ora actuală este cea mai mare pe brațul Sfântului Gheorghe, și pe celelalte brațe e la fel, deoarece acolo nivelul apei este foarte mare și atunci peștele migrează din lacuri, din bărți de peste tot și uh, se oprește în Dunăre, migrând către porțile de fier, ca să zicem în, în mele, pentru că peștele întotdeauna știm că merge în amonte și nu în aval. Singura perioadă când merge în aval, e, când sunt inundațiile foarte mari, atunci apa mișcă peștele și de multe ori revine în aceleași, în aceleași locuri de unde, de unde a plecat. Revin din nou cu rugămintea celor care poate să ne ajute, poate să ne sprijine. Punerea la dispoziție a suprafețelor de teren, nu neapărat ca proprietar că nu vrem să luăm uh, impozit, chirii sau altceva, dar posibilitatea legislativă de a putea accesa proiecte pentru decolmatarea acestor lacuri. Pentru că există lacul Uzlina care are în jur de 70 de centimetri, lacul, lacul Isac are un metru jumătate, doi mai e Chiril, mai sunt Taranova, unde nu poți să intri la ora actuală cu o barcă exclus să poți să pui uh, scule de pescuit. Apa fiind foarte mică, dacă pui o sculă de pescuit, peștele se strică foarte repede. Ținând cont că este o zonă tradițională din punct de vedere piscicol, părinți, bunici, străbunici au fost în această zonă și existența a fost peștele considerăm că este strict necesar și de uh, urgență mare rezolvarea acestor probleme. Pe, în perioada din 2004 și până acum s-au perindat foarte multe persoane pe la anumite instituții care au venit și au promis, mai ales în perioada aceasta care este, care este foarte delicată după care toată lumea s-a retras înapoi și nu s-a făcut nimic până la ora actuală sau s-a făcut foarte puțin. Sunt zone strict protejate care sunt de o frumusețe rară, sunt zonele tampon care sunt de o frumusețe de o frumusețe rară. Trebuie să avem grijă de ele ca să avem grijă însuți de noi. Știți că turismul e o investiție care aduce bani că e o, e o investiție naturală. La nivel de comună sunt două societăți mari, Asociația Agricolă Murigheor și Agricolă Asociația Mare Salinasuv și sunt 20, de, 26 de asociații agricole. Suprafața totală de teren este de peste 10.400 de, de hectare. Vă dați seama, fiind o suprafață pentru noi relativ mare, ținând cont că suntem și într-o într -o zonă unde e delta, șes și dealuri, terenul difer. Zona dinspre apă e o zonă nisipoasă. Zona de centru e zonă de teren de categoria a doua și cea mai bună zonă vine spre dealuri unde calitatea terenului este foarte mare. Înscrierea în asociația acestor terenuri aduce anumite avantaje. Vedem pe câmp echipamente destul de bune din punct de vedere, din punct de vedere agricol, din punct de vedere al instalațiilor de irigație, sunt echipamente de ultimă generație, însă nu poate să acopere întreaga suprafață de teren din diferite motive. Unele obiective, alte subiective. Ținând cont că debitul de apă e în apropierea terenurilor agricole, e păcat să nu se facă acest sistem nou de irigații. Există un sistem vechi, de prin anii 75, un sistem uh, subteran care asigura irigarea terenurilor în proporție de 95%. La ora actuală și anul acesta, știți că a fost o, o, o perioadă foarte secetoasă, multe terenuri agricole au fost afectate din acest punct de vedere. Agricultorii s-au obișnuit, au învățat, își asigură culturile și astfel, într-o anumită parte, își recuperează cheltuielile pe prestări de servicii, pe semințe, pe însămânțări, ce, ce s-a realizat.